și apropo de asta, avem chiar o urmare la declarațiile inițiale. A spus astăzi Marcel Boloș că s-a înțeles greșit, că nu era vorba de încurajarea denunțării evazioniștilor, ci de un model american. Haideți să vedem declarația și apoi să și comentăm puțin. Într-o problemă extrem de serioasă, cum este cea de evaziune fiscală, avem nevoie de o strategie serioasă și de un pachet de măsuri coerente în care România să aibă de câștigat. Avem de finanțat servicii publice, marile servicii publice, educație, sănătate, asistența și protecția socială și nu ne putem juca cu aceste fenomene. Întâi de toate s-a înțeles greșit că ar fi vorba de turnători și delaționiști. Nu este vorba despre așa ceva, este un model american și dacă vreți cu inspirație din modelul german, în care și-au pus în implementare, operaționalizare, mecanisme de avertizare a integrității fiscale anonime, în care statele au obținut mulți bani de pe urma acestor mecanisme. Este exclus o tâmpenie această chestiune cu delațiunea și cu turnătoria. Eu îl văd ca un instrument extrem de serios. E un element foarte serios și pe care să-l păstrăm eventual, dar a fost înțeles greșit și s-a făcut foarte multă mișto, ca să spunem așa, ieri în legătură cu această propunere. Doamne, domnul ministru Boloș vorbește despre lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce a propus domnia sa. Sigur că există peste tot în lume și posibilitatea ca să atenționezi electronic sau direct sau prin scrisori anonime sau prin scrisori puse sub ușă, dar cum credeți că se poate face anonimatul? Dar asta este altceva. Pe exemplu, în Elveția, cunosc situația de la fața locului, sunt pe stradă persoane care merg și atenționează dacă mașina este parcată greșit. Dar unde e diferența? Diferența este că aceste atenționări nu sunt plătite. Deci domnul Boloș a vorbit despre plată. Deci este pur și simplu delațiune. Este o delațiune plătită. Asta dă naștere la niște fenomene îngrozitoare, odioase în societate, pentru că vor fi mii de reclamații care se vor face doar în ideea că se va câștiga ceva, în ideea că vor câștiga ceva pe domnul Burleș, cum zice, atenționare, pe o atenționare, dar domnul Boloș, în calitatea domnului de ministru, își imaginează ce va fi după această atenționare. ANAF-ul nu face față cu ceea ce avem acum. Dar păi când o avea 10 sau sute de mii de atenționări, cum va face controlul? Cum va stabili adevărul? Da, mai ales că se plâng și că nu au unde ajuns de mulți oameni. Acum ar trebui să facă o muncă în plus, nu e așa? Să verifice toate aceste delațiuni care vor veni în număr mare, cum spuneați și dumneavoastră, dacă se va aplica această reglementare. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru această intervenție. Mergem mai departe.